3, 2, 1, acțiune! Ce? Stai așa. Bună ziua, clan! Astăzi este ultima zi de la filmare din sezonul 2 din La Seral. Am filmat timp de 3 weekenduri. Filmează ce e important. Frumos! Liniște! Un anunț foarte important pentru țară, telefoanele mobile pe silent. Bună ziua, Alexandra H. Dacă nu te auzi, vine în casă. Ce? Ai nervi pe mine? Ce ziceți de Costi? Cum ai căldăm afară? O glumă din nou răsuflată din partea Alexandrei. Bună ziua, doamna dirigintă, fac un vlog pentru că n-am mai postat de mult pe canalul meu de YouTube. Ah, sunteți cu vlogul cu astea? Cu astea, da. Mă bucur. Scuze, doamna profesoară. Ah, sunt tot timpul... Un bădăran. Uite, vezi că o să plângi dacă mă dai afară, vezi? M-ai dat afară, plângi acum, plângi! Așa-ți trebuie, se duce compania de râpă, da! El este Marian de pe canalul de YouTube, spune tu. Viața din Marian. Da. Viața din Marian. Face un content super tare, dar lumea nu-l înțelege. Abonați-vă, deci nu uitați, Viața din Marian. Suntem parteneri cu Wilkinson. Am înțeles, Wilkinson e cea mai tare. Dacă vreodată ar trebui să mă bărbăresc, sigur mă voi bărbări cu Wilkinson. Hei, bună, Alexandra. Ești balerină? Wow, ești o formație de balerine. Da, și hai să vă arăt ce am primit-o de Crăciun. Exact ca la Mezidia, frate. Asta mi-a luat și mama când eram mic. Frumos. Vine Crăciunul, Roxy. Schivo. Ai grijă că l-am văzut pe Paula din aur, filmat sub aia. Da, Paule. Te întindeai, nebunule, te întindeai la glume cu Schivo. Cine te-a supărat? Paul. E filmat sub rochie. Vă știi, mă, atunci când îți zice multă lume, nu te juca cu aia că te tai, nu te juca cu cuțitul că te tai. Păi aia e faza, mă, când cobește lumea, aia se întâmplă, bă. Uite, bă, și tu. Dar vezi, dacă nu cobea nimeni, totul era bine, dar dacă ăștia cobesc... Aia, mă, faza când cobești, normal că se întâmplă, dacă toată lumea zice nu te juca cu cuțitul, normal că mă joc, că... Da. Bună ziua, domnule director. Unde trebuie să fie și când acești oameni puțini care se uită la mine poate să revii să fie câțiva la sala Palatului? A, 29 noiembrie, ora 20, sala Palatului. Mai sunt foarte puține bilete, așa că haideți. Și cum voi sunteți foarte puțini, poate lua și voi una, două de băieții așa. Vreau să vă spun să-mi dați follow pe Instagram și mai nou, să-mi dați follow pe TikTok. Costi Max 23 pe ambele, și TikTok și Insta. Și aici se află... Filmai, Nicule, filmai. Cristina Almășan, cea care se ocupă cu TikTok-ul pe România. Da. Vrei să ai succes pe TikTok? Urmează... Vorba de lumină. Stai așa că vin aici. Gata, mă, ia, uite, hai că-mi bag eu lumină în față, dacă vrei. Așa. Spune. Acum bine. Așa, altceva parcă, altceva. Așa. Zi. Cum Mișto e? Mișto acum? Mișto, da. Forță. Așa, ce trebuia să zic? Ce? Nu mai știu, sincer. Aici la teatru avem și un moment cultural. Nu. Ce se întâmplă la teatru, mai sunt și momente culturale. Vin niște artiști de teatru să ne arate arta. Bună seara, sunteți gata de show? Hai, DJ! Vreau să vă toate mâinile sus! Bă, e așa de ieri afară. Dar mie mi-a zis o mătușă mai în vârstă. Știi în ce cauză e așa afară? Că atunci când popă cu popă fac chestii mai dubioase. Uite aici Radu, bossul nostru. Ia uite. Am promovat cu toții cod. Îmi strângeți și mie mâna, vă rog? Mulțumesc frumos, domnule Matei. Și aici am terminat de filmat sezonul 2 din La Seral. Ultimul episod o să apară de Crăciun, cred că o să apară din joi în joi, habar n-am, nu știu. Bogdanel știe mai bine. Fac vlog, hei! Spuneți ceva la vlogul meu, vlog. Bă, da, eu acum observ că uite, unul e roz, unul e albastru, știi exact ca fată și băiat. Nu? Da, și ăsta a fost și episodul de astăzi. Vă pup, toate cele bune, la revedere! Ce faci, Cristina? Și se uită 5 oameni.